Ești pregătit pentru călătoria în lumea remediilor naturale? Astăzi vom intra în lumea fantastică a uleiului de ricin. Vom explora împreună ce se întâmplă atunci când administrezi uleiul de ricin înainte de a pleca la culcare. Aceasta îți poate schimba radical modul în care percepi remediul respectiv. Efect laxativ. Fixează-ți bine centura de siguranță, deoarece prima oprire în cadrul călătoriei noastre magice este camera de baie. Da, ai auzit bine, vom ajunge chiar la rădăcina problemei sau mai bine zis la intestinul problemei. Imaginează-ți că ești în mijlocul unei crize digestive când constipația a preluat controlul asupra situației, cauzând durere și disconfort. Dar nu te teme. În acest moment intră în joc uleiul de ricin. Îți are în ajutor precum un soldat devotat de cruciadă. Datorită proprietăților sale laxative naturale, îți încurajează intestinele să se miște în continuare. Este precum un imbol delicat și prietenos care îți încurajează organismul să facă ceea ce ar trebui să facă în mod natural. Dar iată adevărul despre asemenea remedii superbe. Poți obține efectul lor maxim doar dacă le administrezi cu înțelepciune. Știu că nu ai dori ca omul păianjen să-ți lase pânzele prin toată camera ta de zi. În același fel, dacă consumi prea mult ulei de ricin, poți petrece mai mult timp în camera de baie decât ai dori din cauza diareei. Pentru a evita aceste probleme de sănătate, trebuie să consumi ulei de ricin în cantități moderate. Gândește-te la uleiul de casă precum la un super cod pentru sănătatea ta. Fiecare super erou necesită un imbold și în cazul de față acest imbold este reprezentat de o alimentație echilibrată și de consumul de apă în cantități mari. Toate acestea formează împreună o echipă de ultimă generație care luptă contra constipației și contribuie la menținerea digestiei eficiente. Magia de hidratare a pielii. Toată lumea știe că o piele uscată nu este mai binevenită decât o furtună cu ploaie în timpul unui picnic, nu-i așa? Pielea uscată poate provoca senzația de disconfort, de mâncărime. Poți să nu te mai simți în pielea ta în astfel de momente, dar nu-ți face griji. În arsenalul tău există o armă secretă pe care o poți folosi în această ordine de idei. Uleiul de ricin este precum o stație personală de hidratare pentru pielea ta, care oferă umiditatea necesară și o ajută să rămână moale, sănătoasă și frumoasă. Este precum i-ai da pielii tale să bea multă apă răcoritoare fără să cari cu tine toată ziua o sticlă de apă. Uleiul de ricin conține o substanță specială care poartă denumirea de acid ricinoleic. Această mică supervedetă este un tip de acid gras care contribuie la păstrarea stării hidratate a pielii tale, prevenind uscarea acesteia. Este precum un paznic minuscul care păstrează această hidratare proaspătă și prețioasă în siguranță în interiorul pielii tale. Uleiul de ricin nu este doar un remediu fantastic de hidratare, ci este de asemenea 100% natural. Nu conține chimicale dăunătoare sau substanțe sintetice. Este doar o bunătate naturală. Este ca și cum i-ai oferi pielii tale o vacanță de la toate aceste produse sintetice aspre. Uleiul de ricin nu este costisitor. Prin urmare, îți poți răsfăța pielea fără a jefui o bancă. Din aceasta are de câștigat și pielea ta și buzunarul tău. Înainte să te grăbești să aplici uleiul de ricin pe fața ta, trebuie să știi că este mereu important și când spun mereu, anume la asta mă refer, să faci un test înainte de a începe să folosești ulei de ricin în mod regulat. La sigur nu vei intra în piscină fără a verifica temperatura apei. Nu trebuie să începi să folosești un nou produs de îngrijire a pielii fără a te asigura că este potrivit anume pentru pielea ta. Aplică pe mână o cantitate mică de acest ulei și așteaptă 24 de ore pentru a vedea dacă este vreo reacție la remediul respectiv. Vindecarea rănilor. Imaginează-ți o asemenea situație. Ești la bucătărie muncind asupra unei capodopire culinare, dar cuțitul alunecă și îți stai ușor degetul. Ce vei face în cazul de față? Desigur vei căuta o sticlă de ulei de ricin. Este precum ai avea o trusă mică de prim ajutor ascunsă pe raftul tău de condimente. Ai nevoie de doar o picătură de această poțiune magică și vindecarea va începe. Dar cum se întâmplă asta? Uleiul de ricin este precum o asistentă medicală grijulie pentru pielea ta. Uleiul respectiv creează un mediu umed prevenind uscarea rănii și formarea cojii tari care poate încetini procesul de vindecare. Uleiul de ricin susține creșterea celulelor noi și sănătoase de piele, vindecându-ți rana mai repede. Este precum o mașină de timp pentru pielea ta, care accelerează procesul de vindecare. Acidul ricinoleic din componența uleiului de ricin este un agent antiinflamator natural. Substanța respectivă ține ușile închise în fața oricărei inflamații nedorite care încearcă să pătrundă în rana ta. Asta poate contribui la ameliorarea senzației de disconfort și la accelerarea procesului de vindecare. De asemenea, uleiul de ricin deține proprietăți antimicrobiene. Este precum un super erou care luptă contra bacteriilor dăunătoare care ar putea cauza o infecție. Uleiul de ricin nu doar contribuie la vindecarea rănii, ci și o menține curată. Deci, un dublu beneficiu. Este important să ții cont de următorul fapt. Oricât de mult ți-ar plăcea uleiul de ricin, acest remediu nu poate substitui consultațiile sau asistența medicală profesionistă. Este fantastic pentru zgârieturile și tăieturile minore, dar în cazul
cazul unor leziuni mai serioase, adresează-te la medic. Deși uleiul de ricin este o vedetă, nu poate înlocui o întreagă echipă de medici. Data viitoare, când vei avea o tăietură, o răzgărietură minoră, de ce să nu încerci acest remediu? Este natural, eficient și probabil deja este în bucătăria ta. Curăță și dezinfectează rana, aplică o mică cantitate de ulei cu o bucată de materie curată sau cu un disc cosmetic, acoperă rana cu un pansament și astfel va începe procesul de vindecare. Curățarea danturii. Uleiul de ricin este un prieten fantastic pentru dinții tăi. Această mică sticluță conține nu doar un adaos extraordinar la bucatele tale, ci și un remediu excelent pentru igiena dinților. Proprietățile antibacteriene ale uleiului de ricin fac din ele un mijloc natural de curățare a danturii tale. Este precum ai avea un asistent personal de igienă care muncește neobosit pentru a menține strălucirea dinților tăi și a ține bacteriile cât mai departe de ei. Însă beneficiile uleiului de ricin nu se sfârșesc doar la curățarea dinților. Acest remediu de asemenea contribuie la menținerea longevității danturii tale, fiind precum un scut de protecție a danturii contra uzării și leziunilor și asigurând sănătatea lor optimă pentru o perioadă mai lungă. Dacă tu sau cineva din familia ta folosește dantură falsă, introducerea uleiului de ricin în rutina de curățare a acesteia poate avea o influență radicală. Ține minte că chiar dacă uleiul de ricin este minunat, acest remediu nu poate substitui vizitele regulate la stomatolog. Apelează la dentistul tău înainte de a face orice modificări în ritualul tău de îngrijire a dinților. Îmbunătățirea somnului. Acum este timpul să stingi lumina și să te înveleși cu plapuma, deoarece intrăm în lumea viselor. Cred că deja ai ghicit că uleiul versatil de ricin este prietenul nostru de încredere în această ordine de idei. Ai putea crede că glumesc și uleiul de ricin nu este benefic în niciun fel pentru somn. Însă nu trage concluzii pripite, deoarece acest remediu poate schimba radical starea de lucruri în acest context. Cu toții am avut insomnie când număram oile în timp ce încercăm să adormim. A venit momentul să-ți iei adio de la aceste nopți nedormite. Dar cum? Foarte simplu, doar puțin ulei de ricin înainte de a pleca la culcare poate îmbunătăți situația în mod radical. Nu vorbesc de faptul că trebuie să-l bei, vorbesc de faptul că trebuie să-l aplici delicat pe pleoapele tale. Ai auzit corect? Doar o picătură de acest ulei aplicată pe pleoapele tale te poate ajuta să te relaxezi și să te cufunzi într-un somn liniștit. Este precum o șoaptă gingașa care îi spune organismului tău că a venit timpul să se odihnească. Dacă nu-ți place ideea de a aplica ulei de ricin pe pleoape, avem o alternativă și pentru tine. Poți încerca să amesteci ulei de ricin cu alte uleiuri esențiale relaxante și îți masezi tâmplele cu această amestecătură. Imaginează-ți mirosul liniștitor de lăpânțică sau aroma calmantă de mușețel în combinație cu efectele terapeutice ale uleiului de ricin. Este precum un răsfăț spa pentru senzațiile tare care îți pregătește trupul și rațiunea pentru un somn odihnitor în timpul nopții. Și nu vorbim numai despre o adormire rapidă, vorbim despre un somn de calitate. După un asemenea somn te vei trezi odihnit și cu noi forțe. Iată, aceasta este magia uleiului de ricin. Nu doar te ajută să dormi, te ajută să dormi bine. Data viitoare când vei avea o insomnie sau nu vei putea adormi după o zi lungă, ține minte că uleiul de ricin este prietenul tău în această ordine de idei. Acest remediu îți oferă beneficii nu doar pentru păr, piele sau digestie. De asemenea, este bun pentru a avea vise plăcute în timpul nopții, care sunt la distanță de doar un masaj. Te așteaptă nopți liniștite și dimineți eficiente. Uleiul de ricin nu este doar un ulei, este o minune care poate face mai multe sarcini simultan și îți poate îmbunătăți starea de sănătate în atât de multe modalități. De ce să nu-i acorzi o șansă? Folosește-l cu înțelepciune și în cantități moderate. Fii sănătos și fericit!